Ninsori abundentă și viscol în Polonia, Croația, Slovenia, Cehia și Germania din cauza vijeliei și a drumurilor înzăpezite. Au avut loc sute de accidente rutiere în care 8 persoane au fost rănite. Între timp, mii de localități au rămas în beznă, iar oamenii sunt îndemnați să rămână la adăpost și să nu pornească la drum dacă asta nu este strict necesar. Ninsoarea puternică, stratul gros de zăpadă și poleiul de pe carosabil au perturbat traficul în sud-vestul Germaniei. Au avut probleme nu doar autoturismele, dar și camioanele. Intervenția echipajelor de deszăpezire nu a schimbat prea mult situația. Potrivit poliției rutiere, în câteva ore au avut loc 100 de accidente, în care au fost rănite 8 persoane. Și în Polonia, din cauza ninsorilor, circulația pe drumurile publice s-a desfășurat cu dificultate. Pompierii au avut mult de lucru pentru că din cauza zăpezii și a viscolului mulți copaci s-au prăbușit. Au avut de suferit și rețelele electrice, iar mii de oameni au rămas fără curent electric. Al treilea nivel de pericol de avalanșă a fost declarat în Munții Tatra. În Cehia au căzut până la 20 de centimetri de zăpadă, ceea ce a dus la creșterea numărului de accidente rutiere și întârzieri ale transportului public. Și Slovacia este afectată de intemperii, iar traficul este anevoios. Mulți copaci au fost smulși și doborâți la pământ. Ninsoarea și viscolul puternic au creat probleme și în Croația. Mai multe drumuri naționale au fost închise, iar circulația feriboturilor pe Marea Adriatică a fost suspendată. Din cauza unui val de vreme rece sunt în alertă și italienii. Nordul și centrul peninsulei este afectat de ninsori și vânt puternic, iar în sudul țării fac ravagii ploile torențiale.